Aceste acuzații sunt fantezii. Ele au fost născocite de opoziția lui Trump pentru a face ca munca lui să pară ilegitimă. Găsesc că asta e straniu, sincer vorbind, pentru că ei nu par să înțeleagă că fac de fapt rău situației politice din Statele Unite. Ei slăbesc potențialul șefului de stat ales. Asta înseamnă că nu-i respectă pe oamenii care au votat pentru el. Это значит, что они просто без уважения относятся к избирателям, которые за него проголосовали. Но а как вы вообще представляете? În orice caz, cum ar trebui să ne imaginăm alegerile în orice țară? Toate contactele trebuie interzise? Ambasadorul nostru a fost acuzat că s-a întâlnit cu cineva din echipa de campanie a lui Trump, dar asta este o practică universal acceptată. Reprezentanți diplomatici sau chiar oficialități guvernamentale au întâlnit cu toți candidații și cu echipele lor. Ei discută diverse chestiuni și perspective pentru că vor să afle ce anume vor face odată ajunși la putere. Cum ar trebui să se răspundă la asta? Ce este atât de neatins încât să se transforme într-o vânătoare de spioni? Запредельного, и почему это должно все приобрести характер какой-то шпиономании?